Vă salut, prieteni! Cătălin Cornea aici, sigur că da, și voiam să ne jucăm un pic, să ne distrăm un pic cu câteva imagini, vorbind de o femelă de Samoied. După cum vedeți, la evaluare, femela asta de Samoied este petardă, să folosim cuvinte mai neo și așa. Omul este supra-disperat de felul în care se manifestă aceasta și a venit să vedem dacă se poate face ceva. Se poate sau nu? Voi ce spuneți? Bineînțeles că dacă începi dresajul cu instructorul potrivit și acesta te poate învăța ce să faci în mediul real, pe stradă, în dresajul ăsta urban, acolo unde toată lumea are probleme cu proprii câini din cauza distragerilor puternice, atunci lucrurile se schimbă. Dar să știți, dragi prieteni, că lucrurile acestea se schimbă, după cum vedeți, ajungându-se chiar la dresaj avansat, și aici vorbim de un mers la picior cu un câine care trăgea ca un disperat, și asta s-a văzut în ședința primă de evaluare, se poate ajunge doar dacă omul se implică, dresorul știe, are vocabular suficient, știe să vorbească cu pedagogia necesară cu oamenii și are experiență și tehnică pentru a-i duce pe aceștia la ceea ce își doresc. Un câine super dresat, educat, cu o relație extraordinară cu propriul câine.